Trupa lui Liviu Andrieș a făcut cel mai bun meci din acest sezon și a reușit un rezultat răsunător, scor 33-23, 16-13 la pauză în partida disputată la Târgu Jiu cu vicecampioana sezonului trecut, Știința Dedeman Bacău. Energia și Știința au avut de oferit o primă repriză de mare luptă, echilibrată cu perioade în care fiecare a trecut la conducere pe tabela de marcaj. Gazdele au reușit ca în ultimele 5 minute ale primei reprize să se detașeze, băcăuanii pierzând ușor-ușor teren în fața ambiției jucătorilor lui Andrieș. Energia a intrat la cabine cu un avantaj de 3 goluri, dar nici cei mai optimiști dintre suporterii gorjenilor nu puteau să prevadă finalul. Scorul ultimelor 15 minute a fost 9-3 și a condus la un scor final ce le va da cu siguranță frisoane băcăuanilor multă vreme de acum înainte. Cred că este primul joc de când avem atitudine. Din fericire pentru noi, astăzi am întâlnit un adversar pe care știam destul de puternic și azi cred că băieții s-au întrecut și am făcut un meci și un meci bun. A fost o umiliță pentru Bacău, diferența de 10 goluri? Da, eu cred că diferența este foarte mare, dar încă o dată trebuie să felicit echipa gazdă pentru că ei au făcut diferența asta și ei au făcut ca această diferență să fie așa de mare. Cu acest rezultat, echipa de handbal și-a asigurat locul în primele 6 echipe ale Ligii Naționale, dar și-au propus să câștige și următoarele meciuri până la final.